Meteorologia însă vești bune, începând de mâine, vremea se mai încălzește și ziua vom avea în unele zone și temperaturi pozitive. Daniela Chirilă știe ce temperaturi se anunță. Daniela, te ascultăm. Noaptea aceasta va fi tot una geroasă. În depresiunile din estul Transilvaniei vor fi temperaturi de până la minus 20 de grade, iar în unele zone vor fi din nou chiciură și ceață. Pentru mâine sunt vești mai bune, gerul se mai înmoaie și se vor înregistra temperaturi pozitive în sudul Moldovei și în Muntenia. Maximele anunțate sunt de 5 grade Celsius. Meteorologii spun că și săptămâna viitoare vremea se va încălzi în toată țara. Gerul cumplit care a lovit România este cauzat de o breșă în curenții de aer în jurul polului nord. Potrivit meteorologilor, astfel de spărturi în scutul aerului polar vor mai apărea până în luna martie, asta înseamnă, spun ei, că iarna nu a trecut. Mulțumesc pentru informații, Daniela!